Amin, lăudat să fie Domnul, vă rog să reocupați locurile. Scumpi frați și surori, în dimineața aceasta, vorbindu-se despre făgăduințele lui Dumnezeu, este foarte important să înțelegem că Dumnezeu lucrează pe bază de legăminte, prin legământ. Este un Dumnezeu al legămintelor. Când ne uităm în Scriptură, toate erele istorice au fost prevăzute de Dumnezeu cu legăminte. Unele dintre ele se extind dincolo de perioada oamenilor cu care a făcut aceste legăminte. De exemplu, avem legământul adamic. Legământul adamic înseamnă creșteți, înmulțiți-vă, umpleți tot pământul, stăpâniți-l. Este legământul adamic. Apoi avem legământul Noahi, prin care Dumnezeu, datorită neprihănirii lui, îl salvează pe el și familia lui, îi trece prin potop. Avem legământul avramic. Când vorbim despre legământul adamic, legământul adamic se extinde dincolo de perioada lui Adam, deși este o era a conștiinței. Pentru că până în ziua de astăzi trăim în virtutea acelui legământ. Când vorbim despre legământul lui Noe, legământul lui Noe este extins până la următoarea judecată și se spune prin curcubeu, niciodată Dumnezeu nu va mai judeca lumea printr-o inundație, printr-un potop de ape, dar o va judeca prin foc. Când vorbim de legământul avramic, cuvântul Domnului spune, în el vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Apoi este legământul davidic, al împărăției lui David. Datorită acestui legământ, chiar dacă Roboam a fost un împărat rău și nu l-a urmat pe Solomon, și chiar dacă Solomon a decăzut din punct de vedere spiritual, datorită legământului pe care l-a făcut cu David, a păstrat un teritoriu al seminției lui Iuda în care casa regală a fost păstrată. Bineînțeles, avem legământul profetic. Biblia ne vorbește, putem vorbi și de legământul mozaic. Legea și prorocii trebuie întotdeauna puse împreună. Legământul mozaic prin Moise, legământul profetic. Moise și Ilie sunt două figuri importante ale Vechiului Testament și nu numai îi găsim la schimbarea la față pe munte. Apoi legământul mesianic, care este prevestit încă în Cartea Genezei, în blestemul pe care Dumnezeu îl dă femeii pentru că s-a lăsat înșelată și a călcat porunca, este împachetată această făgăduință. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Dragii mei, iată de ce textul acesta ne vorbește despre un legământ pentru generații, 1000 de generații dacă ar fi. Legământul lui Dumnezeu poate face acești pași istorici din generație în generație și pentru popoare, anticipând tocmai această binecuvântare a credinței în Avram, care prin Domnul Iisus Hristos avea să aducă harul către noi, către toate neamurile. Ba mai mult, pasajul acesta anticipează și domnia de 1000 de ani. Sunt aspecte în pasajul acesta care ne vorbește despre stăpânirea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și biserică peste întregul pământ în timpul domniei de 1000 de ani. Aș vrea însă în dimineața aceasta să vă prezint în scurt câteva
componente ale unui legământ de ordin divin. Cum face Dumnezeu un legământ? Și ce conține el? Ce prevederi are un legământ? Pentru că să nu uităm, și noi am încheiat legământ cu Dumnezeu. Când noi am intrat în apa botezului, când noi ne-am predat, când noi am jurat credința lui Dumnezeu, am făcut-o în baza unui legământ. De fapt, Dumnezeu nu lucrează decât prin legământ. În virtutea unui legământ, Hristos a venit în lume. În virtutea unui legământ, Hristos a murit pentru păcatele noastre. În virtutea unui legământ, Evanghelia ne-a fost propovăduită. Am crezut-o, am primit-o. În baza unui legământ am intrat în poporul lui Dumnezeu, am fost înfiați și am devenit copiii lui Dumnezeu. În baza acestui legământ ne trăim viața de credință. Și în baza acestui legământ vom ajunge în eternitate cu Domnul. Iată de ce aș vrea să parcurgem elementele constitutive ale unui legământ de ordin divin și apoi să-l aplicăm personal în viețile noastre, înțelegându-i. Aplicațiile de ordin spiritual și nu numai. În primul rând, orice legământ pe care Dumnezeu îl încheie, îl încheie în virtutea unui plan. Dumnezeu planifică. Nu este ca și când, cumva la voia întâmplării, un om, proprietarul unei companii, se întâlnește cu proprietarul unei alte companii, își dau seama că sunt compatibili, spun, hai să vedem dacă merge să lucrăm împreună. Este vorba de un parteneriat de genul acesta. Și acolo trebuie un contract, trebuie niște semnături, trebuie niște reguli, dar Dumnezeu nu funcționează așa. Biblia spune că Dumnezeu a alcătuit un plan în sine însuși, înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu funcționează pe baza unui plan. În baza acestui plan și a preștiinței lui Dumnezeu, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, oricât de haotic ni s-ar părea, lucrează împreună pentru a împlini planul lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu falimentează în împlinirea planurilor și a planului său. Acum, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre oameni care pot să zădărnicească planul lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Mai devreme, fratele Raul a prezentat un adevăr incontestabil, biblic. Și cu toate că este foarte contestat în zilele noastre de oameni care încearcă să creeze o zonă de confort firilor pământești, faptul că Dumnezeu are un plan pe care și-l va împlini, asta nu înseamnă că nu a acordat fiecăruia dintre noi șansa și libertatea de a-l accepta sau de a-l respinge. Apostolul Pavel vorbește despre zădărnicirea planului lui Dumnezeu cu privire la ei. Dar asta nu înseamnă că planul lui Dumnezeu nu rămâne în picioare. Mă aduc aminte de pilda pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos atunci când cei poftiți la cină s-au scuzat și au spus, eu nu pot. Niște mincinoși. Toți au fost niște mincinoși. Mai ales, de exemplu, unul spune, zice, mi-am cumpărat o pereche de boi și mă duc să-i încerc. Păi cine cumpără o pereche de boi înainte să-i încerce? Mai întâi ei și încerci să vezi dacă poți să faci treabă cu ei. Realitatea este că toate scuzele lor au fost puierile, lipsite de onestitate. Și nu au fost oameni sinceri. Realitatea este că n-au vrut.
să meargă la cina oferită de acest stăpân. Și atunci stăpânul a spus, nicio problemă. A chemat pe robii lui și a spus, vă duceți la colțurile străzilor și luați-i pe toți oamenii care nu sunt invitați de obicei la o cină, la o sărbătoare. Poate să fie în zdrențe, poate să fie șchiopi, orbi, ciungi, nu contează. Aduceți-i și umpleți-mi odaia ca să putem sărbători. Și Apostolul Pavel vorbește despre mai mari poporului lui Israel și de Israel care au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Dar faptul că aici și colo oamenii se împotrivesc planului lui Dumnezeu sau îl zădărnicesc în viața lui, până și Pavel spunea, nu vreau să fac harul lui Dumnezeu zadarnic în viața mea. Asta nu înseamnă că planul lui Dumnezeu se împotmolește. În sensul acesta, aș vrea să vă vorbesc despre pilda pe care Domnul i-o dă lui Ieremia. Și completând și mai mult decât atât întărind ceea ce spunea fratele Raul mai devreme. Vedeți, Dumnezeu îl trimite pe Ieremia în casa olarului. Casa olarului are loc una dintre cele mai profunde lecții care au fost date vreodată poporului Israel prin vreo profeție. Că citiți, eu n-am să citesc acum pentru că este un capitol lung și de fapt este Ieremia 18 și Ieremia 19. Și de fapt, profeția aceasta îi deranjează așa de mult că îl închid. Ascultați ce îi spune Dumnezeu lui Ieremia, du-te în casa olarului. Și când te duci în casa olarului, observă ceea ce face olarul. Olarul a luat o bucată de pământ de lut și a început să o modeleze pe roată. Lutul acesta însă s-a încăpățânat, a început să reziste mâinilor olarului. Și auziți ce spune Ieremia 18, 3 și 4. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea el n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și ascultați ce spune de la versetul 5. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul, iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă, a lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa și că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă zic deodată despre un om, despre un neam sau despre o împărăție, că îl voi zidi sau îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să-l fac. Și atunci Dumnezeu pledează cu ei să se întoarcă, să se pocăiască. Ce este interesant este că după ce vede ce se întâmplă în casa olarului, Dumnezeu îl trimite la vasele terminate. Și spune, pune mâna pe bâtă și izbește-le și fă-le zob.
ca să se demonstreze că prin necinstirea lui Dumnezeu și prin neascultare, oricând poate să intervină actul lepădării. De aceea trebuie să fim veghetori. Fratele pastor Florin spunea la ora de rugăciune că trebuie să fim veghetori. Oamenii care nu se mai tem de nicio repercursiune, oamenii pentru care nu mai există consecințe, nu trebuie să fie atenți, nu trebuie să vegheze. Oamenii care au depășit o valoare importantă care le poate fi furată, care se poate strica, trebuie să vegheze. De asta gospodina trebuie să vegheze la aragaz ca să nu se ardă mâncarea. Se poate arde și strica. De asta atunci când trebuie să păzești un lucru, un obiectiv, trebuie să stai cu ochii pe el, pe lucrul respectiv, s-ar putea să-ți fie furat. Ei, vegherea aceasta presupune nu că mântuirea noastră este fragilă, fraților, și că ne-o poate fura cineva sau ne poate scăpa din buzunar, ci că noi putem prin neveghere să pornim fiecare pe drumul lui și să nu mai umblăm pe drumul Domnului. Putem lua această decizie fatală. Ei, Dumnezeu are un plan și planul lui Dumnezeu e bun pentru tine. Și Dumnezeu face profeții cu privire la planul acela. De ce? Că atunci când se întâmplă ceea ce se întâmplă, să nu spui de asta de unde vine. E în planul lui Dumnezeu. Cartea asta e plină de profeții. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne dă și profeții personale, descoperiri personale. Dragii mei, ca mulți dintre voi care ați trecut prin viață și eu am trecut prin multe experiențe, pe unele din ele, nu numai că nu mi-au plăcut, dar nici nu le-am înțeles, nici n-au făcut sens. Dumnezeu a avut de grijă să mă avertizeze. Știți care a fost păcatul? De multe ori mi-am adus aminte, am ascultat și am acceptat planul lui Dumnezeu pe acolo pe unde a vrut să mă duc, am înțeles că nu-i ceva haotic, dar s-a întâmplat și să uit și să mă stresez și să mă întreb. Ei, când Duhul Domnului mi-a adus aminte, zice, nu e nimic la voia întâmplării. Nu ți-am spus. Bun e Dumnezeu cu noi. Mi s-a întâmplat să am o descoperire prin care Dumnezeu să-mi aducă aminte de o descoperire. Că nu mi-aș fi adus aminte. Că așa suntem noi oamenii, mai ales dacă trece o bucată de timp. Frați și surori, a lua aminte la cuvintele lui Dumnezeu este un lucru de o importanță atât de importantă, că atât de importantă este lucrarea aceasta, că supraviețuirea noastră spirituală ține de ea. Planul lui Dumnezeu, vestit prin profeții, care conține promisiuni, că în cele din urmă, pentru ce-L urmăm pe Dumnezeu, ce avem noi din toată lucrarea aceasta? Păi, în primul rând, ni se promite viața veșnică. Ni se promit binecuvântări de tot felul. Ni se promite harul lui Dumnezeu care este îndeajuns pentru noi. Ni se promit răsplătiri veșnice. Astea-s promisiunile lui Dumnezeu. Cea mai mare promisiune, promisiunea prezenței lui Dumnezeu. Sunt cu voi în toate zilele. Iată, legământul lui Dumnezeu este în virtutea unui plan, conține profeții, promisiuni, porunci sau principii
cum auzeam mai devreme. Nu există niciun aranjament de ordin divin, cu nimeni și nimic, fără condiții. Dumnezeu are condiții și condițiile sunt împlinirea poruncilor Lui. Până și dragostea noastră de Dumnezeu este pusă la îndoială funcție de ce facem cu poruncile Lui. Dacă zice cineva că mă iubește, să păzească poruncile mele. Ei, parte din legământ sunt și repercursiuni. Uneori, pedepse, atunci când greșim, când o luăm razna. Dumnezeu renunță la vas, dar nu fără ca să-i dea o șansă vasului să se reabiliteze. În Evrei, Apostolul Pavel vorbește despre faptul că unii își pierd inima când sunt pedepsiți de Dumnezeu. Acum, dragii mei, nu toate suferințele au de-a face cu pedeapsa sau cu păcatul. Nu. Sunt multe motive pentru care vin lucrurile mai puțin plăcute în viața noastră. Dar unul dintre ele este ca să ne îndrepte. Dumnezeu folosește anumite circumstanțe din viața noastră ca să ne corecteze. Și Biblia spune, bucură-te, pentru că asta înseamnă că Dumnezeu te iubește, asta înseamnă că ești copilul Lui, asta înseamnă că îți vrea binele, face parte din planul Lui bun pentru viitorul tău. Acum, nici măcar nu trebuie să fie pedepse, sunt anumite necazuri care acționează în viața noastră în mod preventiv. Gândiți-vă dumneavoastră la munca pe care a depus-o Apostolul Pavel. Am citit, când am avut studiu din Cartea Faptele Apostolilor și am încercat să capturez imaginea acestui om, caracterul acestui om extraordinar, pe care eu îl văd ca cel mai mare dintre toți apostolii, dacă am voie să fac și un clasament. De ce? Hărnicia în ale Evangheliei acestui om nu are egal. Nu are egal. La un moment dat spune, zi și noapte v-am predicat. Vă dați dumneavoastră seama că omul ăsta și noaptea îi primea pe oameni să le predice Evanghelia. Fiecare care cum putea. Păi erau sclavi care trebuiau toată ziua să stea în casa stăpânului. Ăștia nu aveau timp. Ăștia ca să vină să învețe Evanghelia trebuie să vină uneori noaptea. Păi când dormi, când ai un pic de timp de relaxare, că noi crăpăm după timpul nostru de relaxare. Ferească Dumnezeu se bage cineva peste timpul nostru de relaxare. Mă, domne, îmi pace cu copii în pat, vin eu să-ți dau ție pâine la miezul nopții. Pavel n-are așa ceva. Pavel în închisoare predică Evanghelia și câștigă rod pentru împărăția lui Dumnezeu. În închisoare cântă, că și Sila a cântat cu el, dar vă garantez eu că Pavel a luat inițiativa. A fost șeful acolo. Să hai să cântăm ceva frumos. Ei, dacă cineva avea nevoie de sănătate, era Pavel ca să poată împlini planul lui Dumnezeu. Vine un țepuș peste el. Ce-o fi fost, ce n-o fi fost, era foarte inconfortabil că l-a deranjat cumplit. În al doilea rând era vizibil că le spune fraților, vă era silă să vă uitați la mine și totuși m-ați primit cu dragoste. Era ceva vizibil. De asta mulți cred că a fost o boală teribilă de ochi. Poate. Că spune, mi-ați fi dat ochii din cap dacă ați fi putut. Și s-a rugat de 3 ori ca să ia Dumnezeu țepușul, că era inconfortabil și pentru ei și pentru cei care l-ascultau. Și Domnul îi spune, harul meu ți este îndeajuns, dar mai mult de atât îi spune de ce. Și Pavel spune, datorită măreției descoperirilor și revelațiilor pe care le-am avut, inclusiv fiind răpit la cer să vadă lucrurile din rai, pentru aceste revelații, pentru ca să nu se umfle de mândrie, ca să-l țină Dumnezeu smerit, i-a lăsat un țepuș în carne. A făcut parte din planul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Iov? Toată tragedia lui Iov.
Și Iov începe să se vaite. Iov a avut dreptate să se vaite față de nevastă sa, a avut dreptate să se vaite față de prietenii lui, față de toți din cetate. A avut dreptate să se vaite și în Biblie, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Și când vine Dumnezeu la el, știți care sunt primele cuvinte care le spun? Cine este cel care îmi întunecă planurile? Iov! Eu am un plan. Cel mai mare plan pe care îl are Dumnezeu este să se vadă cât de mare este El, cât de mari sunt meritele Lui, cât de puternic este El, cât de sfânt e El. Și toată lumea să recunoască măreția Lui. Și dacă măreția Lui înseamnă ca Iov să treacă prin adâncul morții, ca prin asta să se proslăvească Dumnezeu, Iov închide și merge mai departe. Planul lui Dumnezeu de multe ori înseamnă durere, suferință, fie datorită greșelilor pe care le facem, fie datorită voiei lui Dumnezeu, care este implacabilă și care îl pune în centru pe Dumnezeu, nu pe noi. Vedeți? Cine este în centrul planului lui Dumnezeu? Vine firea pământească și spune, predică-mă că ei sunt. Spune-le că ei sunt buricul pământului, că nu poate Dumnezeu fără ei, că tot ce a făcut Dumnezeu în lumea asta a făcut să se învârtă în jurul lor. Asta este o religie falsă. În centrul planului lui Dumnezeu e Dumnezeu. Până acolo că Pavel spune, eu să rămân de minciună, dar Dumnezeu să rămână cu adevărul. În centrul planului Dumnezeu e Dumnezeu. Noi suntem niște accesorii. Slavă ție, Doamne, că ne-ai pus și pe noi în planul tău. Însă funcționăm în baza acestui plan, împlinim acest plan în viețile noastre. Ei, uneori, în legământul cu Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, care este manifestat prin profeție, promisiuni, porunci, pedepse, înseamnă pocăință, penitență. Aici, în casa olarului lui Ieremia, îi se spune și îi se spune lui Israel, dacă un popor se pocăiește, îmi pare rău de rău pe care voiam să-l fac. Vă aduceți aminte de cetatea Ninive, o cetate condamnată, a cărei condamnare este amânată în istorie datorită pocăinței. Până și cel mai rău dintre împărați și dintre oamenii care au trăit în Israel, Ahab, când s-a învelit în sac, Dumnezeu l-a primit. Și încă s-a și mirat, îi spune, ai văzut, Ilie, cum s-a smerit Ahab? Smerenia lui Ahab, deși de scurtă durată, l-a impresionat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu numai că n-a adus judecata imediat, a spus, știi ce? O să-l judec. Dar majoritatea judecății va fi după moartea lui. Pentru acest act de pocăință, așa de mult prețuiește Dumnezeu pocăința. Păstrează legământul dintre noi și Dumnezeu, îl ține în picioare. Pentru că în cele din urmă, textul din ziua de astăzi este despre proslăvirea lui Dumnezeu și, cum am spus, El este în centrul planului Său. Scopul esențial al lui Dumnezeu, pentru care a creat tot, pentru care a făcut tot ce se face, ce este în lumea asta, pentru care ne-a creat pe noi, pentru care a făcut cele mai mici amănunte ale Universului, este ca să-i aducă slavă. Știți ce va rămâne la sfârșit? În istoria eternității? Acele lucruri și acei oameni care îi dau slavă lui Dumnezeu, care îl proslăvesc pe Dumnezeu prin viețile lor, doar ăștia vor rămâne în eternitate. Tot ce nu-i aduce glorie și cinste lui Dumnezeu, de aia spune Biblia că nimic întinat și spurcat nu va intra acolo și biserica va fi fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, pentru că în eternitate toate trebuie să fie perfecte și să-i aducă slavă lui Dumnezeu. El este centrul eternității.
și El trebuie să fie centrul vieților noastre. Ne ridicăm în picioare și pentru că avem acest legământ care, frați și surori, e bun pentru noi. Nimeni nu stă aproape de Dumnezeu fără să fie binecuvântat de Dumnezeu. Auziți, nu vă comparați cu oamenii cărora le merge bine. Așa a făcut psalmistul odinioară. Le merge bine pentru o vreme. Adevărul este că pe pământul ăsta toți suntem în trupuri muritoare, toți ne îmbolnăvim, toți îmbătrânim, pocăiți, nepocăiți, bun, răi, toți trecem prin aceleași experiențe ale vieții. Dar când oamenii fără Dumnezeu trec prin aceste experiențe, n-au nădejde, n-au viitor, ci doar o mare de disperare. Când copiii lui Dumnezeu trec prin valea umbrei morții, o prefac într-un loc cu izvoare. Lăudat să fie numele Domnului! Haideți să ne analizăm viața, să ne rugăm și să spunem: Doamne, ajută-mă să rămân în planul Tău, să rămân în legământul meu. Fă ce vrei Tu. Tu ești în controlul vieții mele. Numai să rămân pe calea Ta, numai să am parte împreună cu Tine, că sfârșitul legământului este în împărăția lui Dumnezeu. Asta e garanția legământului. Vom ajunge în rai, fraților. Păi ce promisiune mai bună decât asta am putea noi să avem? Mulți dintre voi ați venit în America pentru că Dumnezeu v-a descoperit că o să ajungeți în America. Și mie mi-a descoperit că o să ajung în America. Și vreau să vă spun că toate profețiile s-au împlinit și mă bucur că am ajuns în America. Însă, America nu-i rai. Ați descoperit, toți am descoperit fiecare lucru ăsta. Noi avem o promisiune mai mare decât bunăstarea și prosperitatea Americii. Noi avem promisiunea eternității în rai cu Dumnezeu. Să ne rugăm din toată inima.